Tocănița culturală. Bună ziulica, dragă domnule, sunt Coriolan Nepricepăteanu și astăzi discutăm, adică eu discut, adică nu discut, monologhez despre filme. Ce este filmul, dragă domnule? Ei, n-avem timp să explicăm, așa că vorbim despre globurile de aur. A sosit vremea răfuielilor. Americanii și-au decernat premiile Globul de Aur, despre care nimeni nu știe de ce trebuie să fie altele în afara Oscarurilor. Probabil e o ocazie să iasă actrițele cu rochile ale bune. Ce să vă îmbrăcați? Ce să mai fac cu voi îmbrăcate? Adică aproape bune, că urmează Oscarurile. Deci în acest an, cel mai bun film a ieșit The Revenant. Ceva imposibil de tradus, sperăm că nu și de urmărit. Te-am urmărit, cum ne urmărești. Regizorul este Alejandro González Iñárritu. N-am mai auzit de el, dar e clar că americanii au nebunit cu nume ca ăsta, Iñárritu. Dar ce să ne mai mirăm dacă pe președinte îl cheamă Hussein. Pe al nostru, Werner Klaus, dar nu l-a mai văzut nimeni de mult. Dumneavoastră aveți treabă și noi vă reține. S-o fi dus la Globuri. În fine, cel mai bun actor din Revenant, v-am spus că nu știu ce înseamnă, a fost desemnat Leonardo DiCaprio, fără Mădălina Ghenea, care nu știu să fie agățat alt actor, că doar nu era să-l ia pe Vâncică din Aferim de Radio Jude, un film cu mai multe înjurături decât replici. Aceste cuvinte le doare. Filmul cu Leo de la Strehaia de Hollywood e despre unul care e sfârtecat de un urs grizzly, dar reușește să scape după ce se târăște 300 de kilometri. După o întâmplare reală, cică, fugi cu ursul ca nebunii lupul. M-aș sfătui totuși să nu părăsi spitalul. Alt film de la Globurile de Aur, câștigător la comedie, este Marțianul cu Matt Damon. Nu este vorba despre Ciorbea. Probabil e un alt ciudat. N-avem de unde să știm că n-am ajuns noi de la Comarnic la Brașov, dar rămite pe Marte. În planeta Marte, în Venus, în Calea Laptelui și alte planete. În fine, filmul străin câștigător e unul maghiar, deci e clar că nu o să-l vadă nimeni de la noi. Singurele filme vecine apreciate de noi sunt cele cu unguroaice, după 12 noapte. Vă iubiți! Vă giugiuliți! Toată ziua! Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu! În fine, dragă domnule, un alt an în care filmul românesc n-a luat nimic, fiindcă la noi Viața bate filmul și un mare succes ar fi doar un remake după Viața lui Borcea, în 6-7 părți, toate cu alocații. Fadă dragă, n-am ce-ți face, ele familist. În rest, la revedere și un praz verde cinefil.